Bună seara, dragul meu. Ți-ai strâns jucăriile și le-ai pus la loc. Te-ai culcat un pulduc și vrei să asculți poveste. E bine, o încep. E despre un iepuraș și riep. Așa iepuraș și riep n-a mai fost pe lume. O chema Urechiușă Ruptă și scăpase de multe primești, iar urechea i-o rupsese un vultur tânăr, care o înhățase din greșeală cu ghearele de urechi și iepurașul se zmâncise și se ascunsese sub o grămadă de pietre. De atunci, tot pe lângă pietrele acestea se ținea, căci prin ele n-ar fi putut intra nimeni, nici vulpea, nici vulturul. De obicei, iepurei nu au căsuță permanentă. Ei se hrănesc mai mult noaptea, iar când se luminează de zi, țup-țup, sar până și încurcă urma, apoi se culcă pentru toată ziua sub rătufă sau vreo piatră. Însă iepurașul din povestea noastră nu se mai depărta de pietrele celea. Și când îl urmărea vreun lup sau vreo vulpe, el se ascundea sub ele. Dar în apropiere trăiau niște vulpi, iar vulpele, cum se știe, sunt avană prins iepuri. Iarna a trecut cu bine pentru Urechiușă Ruptă. Dar primăvara, îndată ce s-a topit zăpada, l-au văzut vulpele și s-au apucat de capul lui. Erau două, un vulpoi și o vulpoaică, și tocmai își creșteau pui. Într-o zi, iepurașul nostru își încălzea burtica la soare și se uita prin prejur dacă nu-i vreo primește. În vremea asta, vulpoiul se fureșa spre dânsul încetișor. Dar totuna iepurașul a zărit și când a sărit vulpul după dânsul, Urechiușă Ruptă era de acum acasă, adică între pietrele sare. Vulpoiul a stat cât a stat și l-a așteptat, dar îndegeabă, căci iepurașul se îndreptase spre cealaltă ieșire. Așa făcea el întotdeauna când îl urmărea vreun dușman. Însă nici vulpele nu erau proaste. La ieșirea asta îl aștepta vulpoaica. Când a văzut iepurașul, țup, înapoi între pietre. Vulpoaica n-a dovedit să-l înhațe, pentru că tocmai se lingea pe bolt bucuroasă care să se înfrunte cu carne de iepure. Când a văzut că scapă, de ciudă nu știa ce să mai facă. S-au ascuns amândouă vulpele și au început să aștepte când va ieși iepurele. Una la intrare, alta la ieșire. Iar Urechiușă Ruptă nu era nici el prost. A scos căpușorul la mijloc printre petre, s-a uitat bineșor și a văzut vulpele ce stăteau la pândă. Atunci s-a retras încetișor și a început a roade niște tulpinețe ce creșteau printre petre. Iar vulpele, când au văzut urechile lungi cu negru în vârf ce se mișcau printre petre, erau să moară de ciudă. Au înțeles că n-au să-l prinde, căci iepurașul avea și de mâncare. Atunci n-au avut ce face și s-au dus de acolo. Vezi ce iepure și râd. Două vulpi au păcălit și-a rămas întreg și teafăr. Asta-i povestea. Dar ți se închid ochișorii. Noapte bună.